Salutare, dragii mei, cu respect al vostru, Leul Alaru, mitraliera României. Leul Alaru, de ce? Leul Alaru, sunt băiatul lui Florin Alaru. Și Florin Alaru fiind băiatul lui Ion Alaru. E o tradiție așa de 1960, fraților. Se mai găsesc câte 1, 2 comentarii răutăcioase. Bă, că ăla e cu tare și X, Y, numărul 1 și regi, împărați, credeți-mă din suflet că vă spun cu mâna pe inimă. Nu mă interesează. Eu m-am născut cu nume. Lumea, toată lumea, toți care au avut petreceri din 1970 până încoace, de la tataia, de la bunicul până la tata, unchiul, până la noi, au dansat și au petrecut pe melodiile noastre, al alarilor. Noi n-am avut nevoie să fim regi, împărați, n-am vrut treaba asta niciodată. Așa ne-am născut, așa ne-a lăsat Dumnezeu de la bunicul meu, Ion Alaru, fiind saxofonist, băieții lui tot la fel suflători, până la nepoți. Noi am cântat și cântăm și la ora actuală la nunți. Ce-am creat noi, ce-am făcut noi, apropo de nunți, eu unul când merg la nuntă, lumea știe că a venit la Laro și știe ce cânt. Eu nu trebuie să aștept la cineva să facă melodii, să mă duc să cânt la nuntă. Deci, oamenii care ne-au împăcat pe noi și ne împacă într-una, ei știu ce cântăm noi. Sunt mulțumiți și fericiți totodată să fim noi la nunțile lor și la evenimentele lor. Frățiorii mei, vă spun din suflet, la ora actuală, eu îmi cunosc poziția, eu știu unde sunt cu instrumentul în mână. Apropo, și știu toată țara, de la A la Z, toți băieții, toți lăutarii, toți instrumentiștii, ne cunoaștem toți, parte în parte, și ne știm fiecare puterile. Oare ce ar cânta ăla și eu n-aș putea să cânt? Eu vă întreb pe voi. Oameni buni, noi suntem satisfăcuți muzical. Noi nu ducem lipsă de apreciere. Vă dau un exemplu. Și când s-a împăcat nunțile, înainte, dacă nu era bunicul și apela la copiii sau la noi, care am crescut noi, tineri, dacă lumea știa că e de la Lalaru, vin al lui Lalaru, ei erau liniștiți și în pace că le merge nunta ca mierea, untul și laptele. Noi erau foarte fericiți că noi cântam la exact ce trebuia la oameni. Nu avem noi nicio vină în situația asta, că vă spun eu sincer, și ăștia care vă găsiți cu comentarii de prost gust și de răutate asta, că și vouă vă place tot la fel. La ăștia care pronunțați la mine de 1, X, Y, păi și X, Y tot de la noi au cântat. Sau noi trebuia să așteptăm vreo, să așteptăm linii melodice de la cineva, de cățeluși cu părul cresc să cântăm, nu? Noi n-am cântat așa. Și nu cântăm așa. Cântăm profesional și la nivel înalt. Lăutării de Moldova. Nu mai încercați să comentați unii urât, că eu garantez 100%. Asta e din răutate și că aveți ceva personal cu
cu numele ăsta de la Laru.